我producer na negru care se găseau cu Chiucuva, eu știu pe cineva care lucra la Pașapoarte, pe cineva, bineînțeles, nu știu persoana, dar ce mi s-a spus, și care avea o debara plină cu Nescafe și cu whisky. Și le vindea, pentru că le primea cadou, și asta intra în circuitul de-asta, de cadouri și nu știu ce. Existau în majoritatea meserilor, exista un procent de negru. Dacă lucrai, de exemplu, în construcții, plecai acasă cu ceva. Dacă lucrai în spital, dacă țineți minte că a fost la un moment dat o chestie că se fura atât de mult spiritul ca să se facă vișinată, încât în unele spitale s-au hotărât să se amestece spiritul cu iodul, că așa nu mai fura lumea ca să-și facă vișinată. Deci, peste tot se pleca cu ceva. Țin minte că am avut un teren foarte interesant într-un sat suran de lângă Ploiești și persoana respectivă nu înțelegea ideea de salariu, deși avea salariu. Și el zicea, dacă te duci, ești la Constanța și prinzi pește, cum să nu fii acasă cu niște pește? Și eu îi spuneam, bine, dai salariu. Pentru peștele pe care îl prind, ești plătit cu un salariu. Te duci și era absolut foarte enervat și îmi spunea, păi cum e posibil ca eu să prind pește și să mă duc să cumpăr pește? Peștele trebuie să le iau și eu. Și așa s-a întâmplat că toată lumea avea, că s-a spus că se fura, toată lumea fura. Toată lumea fura. Ziceam într-o vreme cu un coleg al meu, singurul lucru în care nu se fură e cercetarea. În cercetare n-ai de la cine să furi nimic. Altfel, în orice loc unde lucrai, puteai să furi ceva. De unde e psihologia asta? E și al meu. De unde e acest negru pe care îl furai? Cred, nu. E greu de zis de unde. Dar eu cred că orice om are... Și lumea închidea ochii, portarul închidea ochii, șeful închidea ochii și șeful fura și portarul. Dar nu numai că închidea ochii, li se părea normal. Unde e psihologia? Cum s-a creat acest mental? Pentru că eu cred că foarte târziu și încă și acum, poate încă, ideea de salariu, de a fi plătit, a fost înțeleasă cum trebuie. Pentru că așa cred. Salariul înseamnă să nu mai furi nimic, pentru că ești plătit pentru ceea ce faci. Însă, majoritatea oamenilor, cum spunea și domnul ăla cu care îmi spunea de pește, ce cum să vin eu acasă și să flutur o plasă, o sacoșă goală când eu am fost la pescuit pentru salariu? Dar nu era o confuzie de roluri? Nu, păi tocmai era o confuzie de rol. Tocmai că nu înțelegeau că un rol îl neagă pe la altul rol. Că sunt disjuncte toate. Considerau că... Și așa este. Țin minte că am ajuns la furturi. Țin minte că soara mea făcea practică la un spital care se renova și ajunseseră că mi-a și spus... România au o creativitate de asta negativă, cum se zice, nu pozitivă, extraordinară. Ce le trece prin cap la români ca să fure, ar trebui făcute niște studii. De exemplu, un muncitor venea cu borcane mici, dacă le mai ții minte, de iaurt și zicea că nevastă să are urgeri și trebuie să-i cumpere iaurt. El ne umplea cu vopsea albă de la băi, de la pereți, de la uși, nu știu ce, le umplea frumos, punea și căpăcelul și zicea că este iaurt pe care duce. Deci el fura zilnic ulei din acela alb, fără, poate că noi alții se făceau că nu văd sau, eu știu, nu contează. Alt muncitor a băgat într-un sac de ciment o oglindă și a plecat acasă cu sacul de ciment, spunând că are și el nevoie de niște ciment, dar el de fapt furase oglinda. Foarte multe lucruri vedeai, o creativitate extraordinară. Pentru că, după părerea mea, răul, să zicem, imoralul, rău,
este mult mai bine dezvoltat decât binele. Binele e mai simplist, mai te bagă într-un fel de patru. Era un fel de amoralitate? Sau era imoralitate acceptată? Nu știu, cum putem clasifica? Cred că era și o suspiciune în ideea că altul fură și eu de ce să nu fur. Cred că și asta e așa. Și să spun că o prietena mea care s-a repatriat în Grecia nu mai avea cărți în limba română. Și m-am dus la el de plictiseală, am zis, doamne, nu am o carte în românește, citesc și o carte de telefon, ceva. N-avea. Și am găsit o singură carte care era tradusă din greacă până 1970, nu știu ce. O carte de un Asteriu sau așa ceva. Povestea era un studiu de casă. Era un copil foarte deștept, părinții creșteau capre și el era deștept și făcea calcule între ce și tatăl a spus, nu o să te țin la capre, te trimit la Smirna ca să înveți negustorie. Găsesc că un prieten, nu știu ce. Și băiatul avea 11 ani și singurul lucru care mi-a rămas din carte este că copilul a întrebat, tata, dar ce e aia negustor? Și tatăl i-a spus, negustor este să furi tu înainte de a te fura altul. Care este foarte adânc. Și pe urmă, când discutam de hoția cu Uniunea Europeană a Grecilor, eu spuneam prietenilor mei greci, mă, voi ați furat înainte de a fi furat de altcineva. Frica că te fură altcineva, nu, domne, eu mă pun la punct. Eu fur, pentru că nu pot să știu ce s-a întâmplat, dacă m-a furat altul sau nu. Ați furat vreodată? În perioada aia? Nu, n-am furat. Nici n-aveam ce să fur. Dacă am lucrat în cercetare, ce aveam să fur? Bine, pot să spun că când ni se dădeau la un moment dat creioane și caiete și le luam acasă ca să scrie fiul meu la școală. Da, e un furt, e doar un transfer de obiecte, dar nu e furt. Furt nu, furtul este extraordinar pentru că în psihologie, că tot revin, există teoria personalității implicite unde se zice că un om percepe pe celălalt așa pe reperele lui și îl percepe cum e. Deci un hoț nici nu poate să creadă că altul nu e hoț. E foarte interesantă această teorie că noi ne proiectăm în ceilalți cu propriile noastre valori și preferințe și mai departe. Am vrut să fac o... că discutam așa, educația financiară la noi e zero, educația sexuală e zero, educația rutieră e zero, ce mai educație, mai spun, juridică e zero. Dacă pui un copil și îl întrebi din clasa a 5-a ce la impozit, habar n-are, dacă îl pui să facă în clasa a 10-a o cerere către la primărie, habar n-are să facă. Deci tot ce ține de ceea ce numim noi animalul social, că trăim în societate, nu există la noi. Nu s-a educat și nu contează. Și nici părinții nu se prea obosesc cu chestia asta.